se vorbește mult despre faptul că atunci când suntem imunizați, cei mai mulți dintre noi, în urma trecerii prin boală sau în urma vaccinării, e clar că ține mai bine sub control pandemia și, desigur, îi protejăm pe cei care au contraindicații la vaccinare. Întrebarea este, care e valoarea minimă a anticorpilor? Adică, în ce moment suntem protejați? Răspunde la întrebarea noastră doctorița Adriana Pistol, epidemiolog. Încă în lumea științifică se caută și se cercetează care este nivelul anticorpilor pe care îl putem considera ca și protector. Se spune deja și există ceva studii că trebuie să ai câteva mii de anticorpi anti-spike în urma vaccinului. În schimb, avem nevoie de timp ca să ne dăm seama cu certitudine cât durează protecția oferită de vaccin. De aceea, plecând de la premisa că există persoane care, datorită vârstei, datorită bolilor preexistente pe care le au boli cronice, pot să răspundă cu o cantitate mai mică de anticorpi la vaccin și noi luăm în calcul și discutăm împreună cu doctorul Gheorghiță ca din toamnă să introducem doza de rapel, cum îi spun eu. Este o doză de după șase luni față de prima vaccinare efectuată în urmă cu câteva luni. Și nu în ultimul rând, ne gândim inclusiv la personalul medical care ne-am dorit să fie protejat. Ca să instituie o protecție consistentă și cu șanse mai mari de lungă durată, cam toate vaccinurile pe care le utilizăm în prezent și pentru copii și pentru adulți, atunci când au două doze apropiate, se recomandă un rapel. Peste un timp. Că sunt șase luni, că sunt o luni, că este vorba de un an. Acest rapel vine și întărește și mai mult protecția conferită de vaccin. Concluzia de astăzi e următoarea. Prin similitudine cu alte vaccinuri pe care mulți dintre noi le-am făcut în copilărie sau în adolescență, în care e nevoie de trei doze de vaccin, este foarte posibil și probabil ca și în cazul SARS-CoV-2 să fie nevoie de o altă doză de rapel. Dacă aveți întrebări pe care ați vrea să le adresați specialiștilor, le așteptăm la sănătate.românia.rondtvr.ro Sănătate, oameni buni! Sănătate, România!